Accident mortal în raionul Râșcani. Un bărbat a murit după ce a ajuns cu mașina pe care o conducea într-un obstacol de pe marginea șoselei. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat pe 10 aprilie, după ora 12 noaptea, în apropiere de satul Nihoreni, raionul Râșcani. Unde un bărbat în vârstă de 30 de ani, conducând automobilul de model Renault Megane, a pierdut controlul volanului, derapând de pe carosabil, s-a tamponat în doi pomi de pe decorul traseului. Ca urmare a impactului, conducătorul de transport a decedat la fața locului. Salvatorii au fost alertați pentru a efectua lucrări de descarcerare pentru a scoate cadavrul bărbatului dintre fiarele mașinii. Cazul a avut loc în această noapte la ora 12:03. A fost apelat serviciul de urgență, întrucât un automobil s-a ciocnit violent de un obstacol. A fost necesară intervenția salvatorilor pentru deblocarea și descarcerarea victimei. Toate circumstanțele și cauza producerii accidentului urmează să fie stabilite de către organele de drept.